Și eu mai cred că Partidul Național Liberal va înregistra o scădere în preferințele electoratului, tocmai pentru că forțează la maxim, în interes propriu și nu în interesul țării, procesul de alegere anticipată. Pro-România va avea miniștri într-un posibil guvern care l-a propus acum cu copie? Avem oameni pregătiți pentru a intra într-un guvern. Rămâne să vedem dacă domnul Pricopie va fi desemnat. Și mai departe, discuțiile trebuie făcute de primul ministru cu partidele politice, să-i vedem opțiunile și să-i vedem în programul de guvernare. Eu cred că este prematur acum, ceea ce vă pot spune sigur, că nu vom avea sub nicio formă miniștri într-un guvern condus de Rudolf Corba. Și nici nu vom susține, repet, a patra, a cincea oară, un guvern Ludovic Orban. Sau un guvern PNL. Posibil, la un moment dat, la a doua nominalizare, domnul Iohannis să vină cu altă variantă de premier. Ați avut întrebări? Lor sunt de acord cu Adrian Năstase. Sigur că Constituția ne-ar permite o asemenea aroganță. Este o aroganță. Așa. De ce spun este o aroganță? Nu poți să vii la 3 luni după ce președintele a fost ales, să-l suspenzi doar ca să nominezi să președintele interimar, da? Care va fi președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților, să nominalizeze un prim-ministru și apoi să cheltui banii acestei țări, care sunt puțin pe derularea mai departe a procedurii de suspendare. Că vă aduc aminte, Curtea Constituțională a spus așa, odată declanșat procesul de suspendare a președintelui, trebuie să te duci până la capăt cu referendumul. Ori nu cred că România are astăzi nevoie de un referendum. Toate lucrurile astea care se întâmplă, și criza politică aceasta indusă, și suspendări, și alte chestiuni de acest tip, pot genera efecte suplimentare asupra economiei, negative, efecte negative asupra economiei. Dacă economia nu funcționează, intrăm într-o criză bugetară și de aici într-o criză socială. Pentru că criza bugetară va fi rezolvată prin ce? Prin tăieri. Lucruri pe care noi nu ni le dorim și nu le-am promovat niciodată. Dar un președinte care încalcă Constituția în mod evident, așa cum spuneți dumneavoastră, cum poate fi cenzurat altfel decât suspendându-l? Prin Curtea Constituțională. Deși Parlamentul poate sesiza... Sesizarea privind conflictul constituțional? Da. Și Parlamentul poate sesiza, da? Președinții celor două camere pot sesiza Curtea Constituțională, spunând, doamne, există o majoritate, și, da? Și în mod netemeiat, prin referire la dispozițiile constituționale citate, președintele refuză nominalizarea unui premier. Ar putea președintele să spună, nu-l vreau pe Pricopie. Dar până la urmă ar trebui să accepte o variantă propusă de această coaliție. Și asta că nu-l vreau pe Pricopie, nu-l vreau pe Iusulescu, nu e tot o decizie în abuz de putere? Este, dar e, cum să zic, la limită. Este la limită. Pentru că, da, într-o democrație consolidată, asemenea lucruri nu s-ar discuta. Ați văzut cumva, după alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie, că a venit regina să spună că prim-ministru nu e... Zdravul la cap, că i-a scos de Uniune. Ce spui? Zdravul la cap, că i-a scos de Uniune. Nu e cel care a câștigat alegerile? A câștigat Partidul Conservator, liderul Partidului Conservator a devenit primul ministru al Marii Britanii. Și asta se întâmplă fără niciun fel de discuție. Ați auzit pe cineva din lumea politică a Marii Britanii că a comentat cine e prim ministru? Nu. Cine a câștigat alegerile este primul ministru. E identică situația de acum cu cea din 2009 când USR l-a dus pe domnul Iohannis candidat? E identică ca evoluție. Atunci aveam alte alegeri. Erau alegerile prezidențiale. Nu, gestul președintelui, mă refer de a este refuza... Identic. Și atunci domnul Iohannis, m-am citit și eu declarația dată atunci, a spus, domnule, m-a deranjat că nu m-a nominalizat domnul Băsescu, da, și că nu este în acord cu practica europeană comportamentului. Asta a declarat atunci domnul Iohannis. Dar
Știți cum e lumea politică, declară ceva la putere și ceva în, altceva în opoziție. În, în desemnarea domnului Corlățean, senatorului Corlățean pentru interimatul la Senat, vedeți un potențial de creștere la PSD Dâmbovița spre organizația care a fost luată? Deci domnul Corlățean deocamdată este împuternicit să conducă Senatul României sau delegat atribuțiile. Dar am spus interim. Se așteaptă publicarea deciziei Curții Constituționale pentru a nu mai intra în niște alegeri la Senat care să nu fie în regulă. Va fi probabil președintele Senatului. Dacă asta va conta pentru electoratul din Dâmbovița, nu știu să vă spun, dar cu siguranță va conta. Va conta foarte mult pentru electoratul Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, cred că ați observat că domnul Corlățean e și foarte atacat în ultimele zile. Da? De cei care sunt în partea cealaltă a ieșirii politic. Și s-ar putea să asistăm la un tip de polarizare și pe subiectul ăsta, acum se întâmplă foarte des. Deci care e primul pas după ce diseară domnul Iohannis anunță pe domnul Orban? Domnul Orban va veni cu... Nu, care e primul pas al opoziției pro-România PSD? Sesizarea la Curtea Constituțională? Este o soluție. N-am discutat chestiunea aceasta pentru că nu pui carul înaintea boilor. Dumneavoastră ne-ați anunțat că e... Eu v-am spus care sunt soluțiile posibile. Nu, că e... Probabil că vom asista la un boicot în Parlament și, în al doilea rând, la o sesizare la Curtea Constituțională. Are alea 10 zile să... Are 10 zile, dar va veni imediat. Pentru că dacă a spus că vine cu același program, știți care e miza? Că nu prea o spun mulți lideri politici. PSD-ul vrea să ducă povestea asta până în luna mai, că apoi mai, dacă calculezi 50 de zile, înseamnă iunie, iulie, face alegeri în luna august. Nu poți, toată lumea e în concedii. În luna septembrie nu se mai justifică. Că le faci în noiembrie oricum. Da? Iar PNL-ul încearcă să forțeze chestiunea aceasta ca să o promoveze în următoarele două săptămâni. Pentru că dacă nu-i iese în două săptămâni de zile, nu mai este timp să facă nici modificări pe sistemul de alegeri de la alegerile locale și nici timpul necesar ca să aibă alegeri parlamentare anticipate. Dar vă repet, cred că a 4-a, 5-a oară este o criză politică indusă și nu o criză politică reală. Criză politică e când n-ai soluții politice. Soluția politică există. Și mai luați în calcul un aspect. Eu cred că foarte riscant pentru PNL și Klaus Iohannis demersul pe care îl fac, pentru că dincolo de partide sunt parlamentarii, sunt oameni. Și eu am auzit foarte mulți zilele acestea că nu vor susține, da, alegerile parlamentare anticipate. Și de înțeles. Va fi cu costuri electorale acest de imagine, mă refer la Partidul Național Liberal, pentru că până una alta de contează politic. Da, eu cred că da. Nu dau seama în ce măsură. Mesajele de ieri ale Ludovic Orban și al lui Klaus Iohannis au fost pentru electoratul propriu. Foarte dure, continuăm, mergem până la capăt. Vom asista tot așa la o polarizare a alegătorilor pe stânga și pe dreapta și probabil că vor fi oameni care vor sancționa acest comportament nefiind afiliați de o parte sau alt aspectului politic. Dar nu cred că va produce schimbări majore în opțiunile de vot, pentru că, așa cum v-am spus, nu s-a uitat guvernarea anterioară. Sunt 3 luni. În 3 luni, indiferent ce ar spune PSD astăzi, nu poate să spună că nu, lucrurile merg acum prost. O spun ei, dar nu te crede nimeni. Și că mergeau bine acum 3 luni. Mai facem alianță în Dâmbovița? N-am avut discuții despre asta cu Partidul Social Democrat. V-am spus și la o conferință de presă anterioară, cu actuala conducere a PSD Dâmbovița putem să stăm la masă. Dacă vom fi invitați la discuție, o să dăm curs. N-ați fost? N-am fost. Mai dau cu o cafea cu
unii dintre liderii PSD din Bobița. Am băut și cu Ștefan Cornel, am băut și cu domnul Țachianu. Da, am discutat și cu mai mulți primari. Știi tu, mă. Și aseară un primar m-a sunat și mi-a spus: domnul Țuțuianu, acum că va fi uninominal, vă rog să veniți să candidați. Eu voi convoca mai mulți primari să stăm de vorbă. Am înțeles că a fost, sunt unii care pe grupurile lor interne mai comentează la adresa mea, ăștia luzării politici. Și am înțeles și ieri că niște doamne erau foarte agitate că a trecut moțiunea de cenzură, dar ele nu știu că chiar dacă moțiunea de cenzură a trecut, ele nu vor trece examenul electoral din toamnă. Doamne din PSD? Da. Le spun eu acum, nu vreau să spun mai mult. Spuneați mai devreme că suspectați Partidul Social Democrat în unitate la... Păi, Blatul l-a descris presa centrală așa, că PNL se face că vrea două tururi pentru primar, dar nu e prea interesat. Și ar putea să fie o explicație. Pe de o parte că partidele mari iau oricum cele mai multe primării, PNL-ul ar putea să câștige niște primării mari, în Pompon Mare, Iuș, la Pinteana, la Arat, la Cluj, la Brașov, la... Eu, în Ardeal, în principal, în Banatul Ardeal. Că PNL nu e interesat de votul pe listă pentru președinții de Consiliul Județean și că are interesul să reducă ponderea USR-ului. Asta legat de PNL. Și că Blatul ar putea să fie în legătură cu susținerea, da, sau crearea posibilității de alegere anticipată pentru PNL, adică fiecare să câștige ceva. PSD-ul câștigă mai mulți primari, PNL-ul câștigă mai mulți parlamentari. Dar eu... Păi și atunci alianța aceasta are viabilitate? Care? PSD... Eu cred că astăzi da, pentru că în politică lucrurile vedeți se schimbă foarte rapid. Și până la urmă fiecare partid politic, dincolo de... de interesul public pe care ar trebui să-l susțină, are și interese proprii pe care și le promovează. Da, dar vedeți asta că până la ultimul moment există și niște orgolii parlamentari cu un cuvânt de spus PSD, cum e Olguța Vasilescu, l-a jignit pe Ponta până... Tocmai de aceea n-am propus un candidat de la Pro-România sau de la PSD. A fost, o înțelegere pe un terț. Lucrurile astea, apropo de alianțe, aici, în Dâmbovița, e posibil să stăm la masă și, repet, vom sta la masă. Dar la Dolj nu-i posibil să stăm la masă. Am colegi, patru colegi, care n-au venit să voteze moțiunea de cenzură și noi am fost de acord că trebuie să procedeze cum vor ei. Vede, e un partid în care, prima dată, nu? Fiecare cam face cum vrea. Și vă dau explicații. Adrian Pau, de la Timiș, a spus nu susțin moțiunea de cenzură pentru că la Timiș există un curent anti-PSD foarte puternic, cu care nu vreau să mă asociez. Colegul meu de la Titus Dobre, de la Constanța, nu a venit să voteze moțiunea, după cum nu a venit și colegii de la, doi colegi de la Brașov, domnul Mohaci, de exemplu, care mi-au spus, domnule, relațiile la nivel local între PSD și România sunt foarte proaste. Cum erau și în Dâmbovița cu Rovana Paucăr-Plumb. Ca tare, noi nu vom susține moțiunea de cenzură. Și am convenit în cadrul grupului parlamentar că cine vrea să voteze moțiunea merge și o votează, cine nu vrea să voteze moțiunea își vede de treaba lui. Și este o modalitate prin care am împăcat cele două curente de gândire. Dar la acest moment în județul Dâmbovița cam ce curent este predominant, să spunem? Nu. În discuțiile pe care le-am avut, astea informale, la o cafea pe, la bufetul Parlamentului, colegii cu care am vorbit mi-au spus că sunt interesați să avem o discuție despre modul cum abordăm campania la locale. Dacă facem alianțe electorale la nivel de județ sau la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, după modelul USR, dacă susținem un candidat comun, de exemplu, pentru Consiliul Județean,
Ați putea fi candidatul domnului? Nu știu. Nu-i scopul meu în viață. Vă explic mereu că scopul meu în viață nu e să fiu președinte de Consiliu Județean. Dacă, atenție, ca să vă răspund foarte direct. Dacă voi accepta o asemenea variantă, înseamnă că am ajuns la concluzia că pot să fac un proiect serios. Eu cred că am fost un președinte de Consiliu Județean dedicat din 2012 până în 2016. Am capacitatea de a pune în aplicare un proiect de dezvoltare a județului pentru încă 4 ani de zile. Dar în același timp vreau să știți că am și pierderi. Eu n-am, de exemplu, niciun mandat de parlamentar întreg. Ar însemna să fac din nou întoarcere. Am mai plecat odată. În al doilea rând. Astăzi pot să fac avocatură și fac consultanță. Nu merg în instanțe că nu am timp. Mi-am înființat acum o societate civilă de avocați cu fosta doamnă subprefect, Mureșan, Florina. Eu nu mai am voie. Devin din nou incompatibil dacă candidez la Consiliul Județean. Ceea ce înseamnă că 4 ani și jumătate de aici încolo nu mai pot să obțin niște venituri din avocatură și nu pot nici măcar să-mi plătesc contribuțiile la Casa de Pensii a Avocaților. Deci am și pierderi personale. De aceea vă spun că nu sunt militar. Scopul meu în viață. Nu că nu sunt militar din asta cu pensii. Sunt militar, sunt ofițer în rezervă al Armatei Române. Dar la ăștia nu primesc pensii speciale. Bun, deci deocamdată, ca să concluzionăm la ce v-am răspuns eu, sunt doar tatonări. Nu s-a discutat nimic sunt concret. Sunt tatonări, n-am discutat nimic concret. Nu știu să se fi luat vreo discuție în structurile de conducere ale PSD Dâmbovița. Varianta unor unei colaborări. Ceea ce știu este așa, că am 3 declarații publice. Cornelu Ștefan, Titus Colățean, Stan Cristian, că sunt deschiși pentru alianță și am niște comentarii pe grupurile interne ale PSD, de care am luat și eu act, prin care loserul de la Butimanu vine și spune că el nu vrea alianță. Dar cine vrea alianță cu el? Da. Am mai primit și niște semnale de la niște primari. O doamnă era foarte agresivă, am înțeles, pe grupul inter, spunea să-l puneți pe Tuțuianu, voi aia care îl susțineți, să voteze moțiunea de cenzură. Ca și cum, așa, eu nu știu să-mi iau singur deciziile. Sigur că știți de la cine sunt reacțiile astea, ca să vă dau răspunsul și mai complet. De la unii care s-au pozat cu Dragnea, cu Rovana Plumb și cu securistul Oprea, până în ultima zi. Și e greu să stăm de vorbă cu aia care s-au pozat cu Rovana Plumb cu 2 zile înainte de conferința județeană. Dar eu cred că interesul oamenilor care au vederi de stânga este să găsim soluții de colaborare și proiectul pentru anii următori este acela de reunificare a sângii, de consolidare, de rebranduire, dacă vreți, și de de poziționare serioasă pentru alegerile din 2024, când stânga ar trebui să le câștige. Deci de la asta vă zic. Dar dumneavoastră, cum aveți acces la discuțiile din grupul intern al PSD-ului de pe WhatsApp? Nu vă anticipuiesc. Nu știu.